Vom rezolva în cele ce urmează problema de geometrie în plan de la subiectul 3 din modelul pentru evaluare națională 2020. Avem așa, în figura de mai jos, un cer cu diametru AB de 8 cm și punctul T, situat pe cer, diferit de punctele A și B. Punctul C este intersecția tangentei la cerc în punctul T cu tangenta la cerc în punctul A și punctul D este intersecția tangentei la cerc în punctul T cu tangenta la cerc în punctul B. Lungimea segmentului AC ne este dată ca fiind de 2 cm. Și cerințele. Arătați la punctul A mic că lungimea cercului de diametru AB este egală cu 8 pi centimetri. Să ne adăugăm și pe acest cerc lungimile cunoscute. Cunoaștem lungimea segmentului AC de 2 cm, diametru AB de 8 cm, deci cele două raze OA și OB de 4 cm. Și atunci trecem la punctul A mic. Lungimea cercului de diametru AB, să arătăm că este de 8 pi centimetri. După cum știm, lungimea cercului sau circumferința cercului este dată de formula 2 ori pi o rază, 2 pi r. Sau, pentru unii dintre noi care sunt experți, este pi ori diametru. Amândouă la fel de corecte, întrucât două raze ne dau diametrul. Vom folosi totuși pe cea mai bine cunoscută, 2 pi r. Astfel, este 2 ori pi ori lungimea razei care este de 4 cm, adică 8 pi și la sfârșit adăugăm centimetri. Am făcut atunci rezolvarea punctului A și putem trece mai departe. Aici încep problemele mai simpatice. Prima este demonstrați că triunghiul ABD este isoscel. Dar înainte de a intra în discuția rezolvării acestui subpunct, să discutăm despre proprietățile a ceea ce noi matematicienii plini de umor numim ciocul de cioară, o construcție care implică cercul și două tangente la cerc. Vom începe prin a ne construi un cerc de centru O și vom duce două tangente în două puncte de pe cerc, punctul A și punctul B. Iată cele două tangente, punctul lor de intersecție îl vom nota cu C. Vom adăuga desenului și razele OA și OB și vom uni punctele O și C, având aici construcția pe care o numim ciocul de cioară. Nu știu dacă asemănarea se vede. Adăugăm și coarda AB și ciocul este complet. Aici avem studiate din clasele anterioare o serie de proprietăți. Acum nu vorbim neapărat despre faptul că raza este perpendiculară pe tangentă, proprietate pe care sper că o cunoaștem cu toții, deci cele două raze OA și OB sunt perpendiculare pe tangentele AC și BC, și câteva proprietăți specifice care se întâmplă în această situație, și anume faptul că, pentru început, segmentul AC și segmentul BC sunt egale, deci AC este egal cu BC. Ne notăm acest lucru, este prima chestiune pe care o putem nota, care merită notată în această situație. Apoi, faptul că OC este bisectoare atât a unghiului ACB, cât și a unghiului AOB. Deci, la 2, faptul că unghiurile ACO și cu BCO sunt congruente și de asemenea unghiurile AOC și BOC sunt congruente. Am zis proprietăți pe care doar le amintim, s-au demonstrat în clasele anterioare. Și iată o a treia pe care o avem aici.
dacă ne permite așa programul, faptul că OC, dreapta OC, este mediatoarea segmentului AB. Deci OC este perpendiculară pe AB, iar punctul acesta în care cele două se intersectează, punctul M, este mijlocul segmentului AB. Dar o să zicem OC este mediatoarea lui AB. Na, înarmați cu aceste proprietăți, putem să încercăm rezolvarea de la punctul B. Avem deci de demonstrat aici că triunghiul ABD este isoscel. Și am evidențiat cele două laturi AB și BD, deoarece acestea vor fi laturile egale din triunghiul ABD. Deci, practic, ca să demonstrăm că triunghiul ABD este un triunghi isoscel, va trebui să demonstrăm că AB și BD sunt egale, adică va trebui să arătăm că BD are lungimea de 8 cm. Știm că ABD este un triunghi dreptunghic, deoarece BD este o tangentă la cerc, iar OB este rază. Raza este perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. Dar până să ajungem acolo, va trebui să lucrăm aici în partea stângă, unde cunoaștem câteva lungimi de segmente. De exemplu, dacă ne uităm la cele două tangente AC și TC, vom observa că avem o situație similară ciocului de cioară. Avem două tangente care se intersectează în punctul C, motiv pentru care segmentele CA și CT, la fel cum ne zice proprietatea noastră 1 din ceea ce ne-am amintit, sunt egale ca lungime. Acest lucru îl vom pune și în elaborarea demonstrației. Adică vom zice AC și TC sunt tangente la cerc în punctele T și A, de unde ne rezultă faptul că AC este egal cu TC, egal cu 2 cm cele două lungimi. Apoi OT este o rază a cercului, ceea ce înseamnă că raza, fiind perpendiculară pe tangentă, OT este perpendiculară pe CT. Deci OT este rază, ceea ce înseamnă pe de o parte că OT are lungimea de 4 cm și că OT este perpendiculară pe tangenta la cerc TC. Fiind perpendiculară, înseamnă că OT în triunghiul DOC este înălțime. Și atunci ce frumos ar fi ca triunghiul DOC să fie de fapt un triunghi dreptunghic. Dacă ar fi triunghi dreptunghic, atunci OT ar fi înălțimea corespunzătoare ipotenuzei și atunci am putea afla lungimea proiecției DT folosind teorema înălțimii. Acum, uitându-ne pe desen, este foarte tentant să zicem că DOC este dreptunghic. Și dacă suntem atât de tentați, atunci haideți să și demonstrăm acest lucru. Tot din proprietățile ciocului de cioară, din proprietatea a treia, avem faptul că dreptele OC și AT sunt perpendiculare. Deci atunci știm că OC este perpendiculară pe AT. Deci deoarece AC, TC sunt tangente la cerc, O este centrul cercului, atunci OC este perpendiculară pe AT. Acest lucru ne ajută să ajungem cumva la arăta că DOC este un unghi de 90 de grade, un unghi cu măsura de 90 de grade. Întrucât putem vedea aceeași situație cu ciocul de cioară la tangentele TD și DB. Deci avem faptul că TD și DB sunt tangente la cerc, O fiind centrul, înseamnă că și DO e perpendiculară pe TB. Deci ne rezultă că DO e perpendiculară pe TB. Adăugăm acestor lucruri faptul că știm că măsura unghiului ATB
este de 90 de grade, deoarece acesta se opune diametrului. Orice unghi la cerc care subîntinde diametru are măsura de 90 de grade. Deci știm că și măsura unghiului ATB este de 90 de grade. Ar trebui să scriem, da, explicația se subîntinde diametrul cercului. Și atunci, dar eu nu mai am loc, da? Dar în mod normal o scriem. Și atunci, ne uităm în patrulaterul MONT. În patrulaterul nostru MONT am arătat că măsura unghiului M e de 90 de grade, măsura unghiului N e de 90 de grade și ATB, tocmai ce am discutat, că este de 90 de grade. Atunci, nu doar că acest patrulater este un dreptunghi, dar nici nu ne trebuie acest lucru, pur și simplu cel de-al patrulea unghi este tot de 90 de grade, fiind 360 minus celelalte 3. Deci, faptul că ATB e de 90 de grade, vom nota aici cu 1, apoi am arătat că DO e perpendiculară pe TB, ceea ce înseamnă că măsura unghiului TNO e de 90 de grade, aceasta ar fi observația numărul 2, al doilea unghi, și am justificat anterior că OC e perpendiculară pe AT, care ar fi observația numărul 3. Din 1, 2 și 3, deci din 1, 2 și 3, ne rezultă faptul că măsura unghiului O este egal cu 360 de grade minus, ar veni 3 unghiuri de 90 de grade, adică minus 270 de grade egal cu 90 de grade. Iată, deci, măsura unghiului DOT este de 90 de grade. Avem un triunghi dreptunghic. De ce ne interesa să arătăm că triunghiul DOC este dreptunghic? Pentru că atunci putem aplica teorema înălțimii pentru înălțimea noastră, am să o evidențiez aici, OT. Aplicând teorema înălțimii, putem afla și lungimea segmentului TD, care este una dintre proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Vom crea spațiu de lucru și continuăm deci de aici, de la faptul că triunghiul DOC este dreptunghic în O, iar OT este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Ne rezultă, conform teoremei înălțimii, faptul că OT la a doua este egal cu produsul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză, și anume TC ori TD. OT la a doua este 4 la a doua, adică 16, care este egal cu TC 2 ori TD. De unde ne rezultă faptul că TD are lungimea de 16 împărțit la 2, 8 cm. Am aflat lungimea segmentului TD de 8 cm și am discutat anterior faptul că TD și BD sunt egale, fiind acestea două tangente la cerc în punctele T și B, care se întâlnesc în punctul D. Ceea ce ne va conduce la a spune că și BD are lungimea de 8 și deci că BD este egal cu AB. Deci am zis TD este de 8 cm, iar TD și BD sunt tangente la cerc, deci BD este egal cu TD egal 8 cm și deoarece BD are lungimea de 8 cm la fel ca și AB, ne rezultă că triunghiul ABD este un triunghi cu două laturi egale, adică un triunghi isoscel. Acesta a fost punctul B, nici de cum o problemă trivială, da? O problemă în care folosim totuși o serie de proprietăți legate de cerc. Pentru punctul C vom elibera din nou tabla și voi șterge chiar și proprietățile cu care tot lucrăm, explicațiile de la început. Avem de aflat aici area lui MONT, a patrulaterului MONT, dar despre care noi am arătat că are
patru unghiuri drepte, deci este un dreptunghi. Așadar, punctul C, ne trebuie aria patrilaterului MONT. La punctul B, am arătat că are trei unghiuri drepte, aflându-l astfel pe al patrulea care este tot drept, deci ne rezultă că MONT este un dreptunghi. Deci pentru a-i calcula aria lui MONT, vom folosi formula lungime ori lățime. Adică MO ori MT sau ON ori NT. Deci oricare din acestea le putem atunci afla. Să începem cu MT. Vom lucra în triunghiul OTC, care este un triunghi dreptunghic deoarece raza este perpendiculară pe tangentă. În triunghiul OTC, TM este înălțime, de se află cu catetor catetă pe ipotenuză. Ne trebuie ipotenuza. Ne scriem atunci în triunghiul OTC. Avem faptul că măsura unghiului T este de 90 de grade, deci rezultă, conform teoremei lui Pitagora, iată, când am spațiu, scriu mai multe explicații decât doar vorbesc, ne rezultă că ipotenuză la a doua, adică OC la a doua, este egal cu catetă la a doua, CT la a doua, plus cealaltă catetă la a doua, OT la a doua. Obținem OC la a doua este egal cu CT la a doua, care este 2 la a doua, 4, plus OT la a doua, 4 la a doua, egal 16. Deci OC va fi radical din 20, adică, după ce scoatem factor de sub radical, 2 radical din 5 centimetri. Acesta este OC. OC este ipotenuza triunghiului OTC. Și atunci, pentru a-l afla pe MT, MT este înălțime în acest triunghi, înălțimea corespunzătoare ipotenuzei, deci MT se va afla, am spus, folosind formula catetă ori catetă pe ipotenuză. Adică 2 ori cateta cealaltă OT 4 supra 2 radical din 5. Putem efectua simplificări, este 4 supra radical din 5 și raționalizând va fi 4 radical din 5 pe 5 cm. Acesta este MT-ul. Odată ce am aflat lungimea laturii MT, putem afla pe MO, aplicând teorema lui Pitagora, în triunghiul dreptunghic MTO. Firește că asta vom și face. Ar trebui să scriem, da, măsura unghiului M este de 90 de grade, deci rezultă, și să ne scriem, conform teoremei lui Pitagora, voi trece direct la calcul, faptul că OT la a doua, ipotenuză la a doua, este egal cu catetă la a doua, MT la a doua, plus cealaltă catetă OM la a doua. Adică OT la a doua, care este 4 la a doua, 16, este egal cu MT la a doua, tocmai ce am aflat MT-ul, 16 ori 5, 80 pe 25, da, ridicat la a doua, 80 pe 25, plus OM la a doua pe care nu o cunoaștem. Atunci, OM la a doua va fi diferența. Este 16 minus 80 pe 25. Aducem la numitor comun. 16 ori 25. Ia să vedem. OM la a doua. 16 ori 25 este 400. 400 minus 80 va fi 320 supra 25. Deci, OM este radical din 320 supra 25. Dar, să scoatem factorii de sub radical, să vedem, scriem aici, radical din 320 supra 25, la numitor ne este ușor, avem 5, și la numărător, 320 este 64 ori 5, 64 este de sub radical ca și 8, deci 8 radical din 5 pe 5 cm. Am aflat OM, am aflat MT, putem calcula aria și să sperăm că
și cei de la examen, cei care au scris subiectul, au obținut rezultatul corect. Ia să vedem. Area triunghiului MONT, am zis, este lungime ori lățime, adică MO, care ne-a dat 8 radical din 5 pe 5, ori MT, care ne-a dat 4 radical din 5 pe 5. Este egal cu 8 ori 4, 32. Radical din 5 ori radical din 5 este 5. Și jos avem 5 ori 5, 25. Vom face o simplificare. Este egal atunci cu 32 pe 5. Iar 32 împărțit la 5 ne dă 6,4, iar la sfârșit adăugăm centimetri pătrați. În această problemă am folosit nu doar proprietățile cercului, cât și o grămadă din proprietățile triunghiului dreptunghic. Am folosit teorema înălțimii, desigur problema se putea face și cu asemănare sau cu alte metode pe care probabil că nu le văd acum. Nu înseamnă însă că problema a fost una ușoară, trebuie să mergem la examen pregătiți cu geometria în plan din clasele anterioare bine pusă la punct. Mult succes în continuare!